Matei Basarab. Matei Basarab este tipul reprezentativ al domnului de țară. Ieșit din rândurile boierimii, legat de pământ prin moșiile pe care le stăpânește, lăsate de un lung șir de strămoși, el are cele trei însușiri care au caracterizat pe toți marii noștri voievozi. E viteaz, credincios și gospodar. Ținându-și cuvântul și împlinindu-și datoria, el nu uită niciun moment că dreptul și autoritatea trebuie să aibă în slujba lor o puternică armată. El știe de asemenea că nimic temeinic nu se poate face fără credință. În sfârșit, e pătruns de adevărul că un stat înfloritor înseamnă bună gospodărie, vistierie plină, negoț și industrie prospere. Prietenii îl iubesc, dușmanii îl respectă și, într-o vreme când domniile țin câteva luni, un an sau doi, el izbutește să păstreze scaunul peste două decenii. Matei Vodă, domn muntenesc, spune Miron Costin, om fericit peste toate domniile acei țări, nemândru, blând, drept, om de țeară, harnic, la războaie, așa neînfrânt și nespăimântat, cât poți să-l asemeni cu mari și vestiți oșteni ai lumii. Când Mihai Eminescu vrea să evoce figura domnului de țară, el se oprește asupra lui Matei Basarab. Nu se putea o alegere mai bună. Relațiile lui cu turcii pot fi rezumate și caracterizate în felul următor. Împlinește obligațiile pe care le are țara față de poartă, dar cu demnitate. Trimite banii și darurile necesare, dar cu sabia mână. E gata chiar să ducă război împotriva lor pe pământ turcesc. În primul an de domnie, Matei dă ajutor lui Abaza Pașa în campania împotriva Poloniei. Plecat la 7 septembrie din capitală, el e la Galați la 20 septembrie. Aici se face joncțiunea cu armata turcească. Se adaugă oastea moldovenească a lui Moise Movilă, precum și tătarii din Bugeac. Cu toții împreună trec apoi Nistrul. Atacul asupra taberei de la Camenița nu reușește însă și Abaza trebuie să se mulțumească a lua numai cetățuia sau castelul, Costeiu în vechea limbă românească, de la Studenița. La 16 noiembrie, Matei era întors în scaun, la București. În decembrie 1635, el izbutește împreună cu Vasile Lupu, domnul Moldovei și plătind, bineînțeles, sumele necesare, să obțină condamnarea la moarte a dușmanului său, Curt Celebi, influentul și bogatul grec, cu care trebuise să se judece în divan, la Stambul, la luarea domniei. Tot prin bani și daruri, îndepărtează Matei diferitele primejdii care l-amenințau la poartă sau obține unele avantaje. Aflăm astfel dintr-o scrisoare cu data 26 ianuarie 1646 că el a dat sultanului 40.000 de reali, vizirului 20.000, iar altor dregători mai puțin. Cam în aceeași vreme dă încă 40.000 de reali pentru îndepărtarea unui pretendent cu numele de Bogdan. Alte sume dă în 1644 trimisului turc care venise să cerceteze de ce ține Matei atâta oaste în jurul său. O scrisoare din 19 ianuarie 1645 ne arată că a dat sultanului 50.000 de reali, iar lui Khâzlar Aga, șeful eunucilor, 20.000, spre a obține confirmarea domniei pe viață. În 1650, fiind chemat la poartă, el scapă de această primejdioasă vizită care deseori se termină cu mazilirea, iar uneori chiar cu moartea, dând 50.000 de reali. Aceea sumă, în același scop, dă și Vasile Lupu. Pe de altă parte, Matei ține armata gata pentru orice eventualitate. În 1636, turcii ar fi vrut să-l mazilească. Kenan Pașa venise cu oști și tăbărâse lângă București în două locuri.
la Movila Cotrocenilor și înspre Văcărești. Matei, înțelegând ce-l așteaptă, au strâns toate oștirile țării, stând toți înarmați în zi și în noapte lângă domnul lor. Iar turcii, dacă au văzut că nu vor strica nimica, ei s-au întors iar înapoi, cinstindu-i și dăruindu-i Matei Vodă cu multe daruri scumpe. În anul următor, voiră să-l prindă cu prilejul unei concentrări de oști la Cetatea Albă. Matei veni cu ai săi până la Ialpug în Bugeac. Acolo, descoperind șiretlicul, se întoarse repede, înconjurat de trupe, la Târgoviște, nu însă fără a trimite și de data aceasta comandantului turc multe daruri scumpe. În 1635, el era gata chiar a face război cu sultan. În tratativele pe care le duce în acest an cu împăratul creștin, Matei propune între altele și o răscoală a sa, cerând în schimb un ajutor de 3.000 de muschetari și un număr de soldați unguri. Să îi se dea de asemenea un adăpost în cazul când ar trebui să părăsească țara. În 1636 e din nou gata a se război cu turcii. Sultanul voia să înlocuiască pe Gheorghe Racuții, principele Transilvaniei, la care Matei aflase sprijin în vreme de nevoie și de care era legat și prin tratate. Atunci, el propune prietenului și vecinului din Ardeal, în caz că nu se poate evita mazilirea, să iasă înaintea oștilor puternicul împărat pe pământ turcesc și să se lupte acolo cu ele. Îi va da întregul său sprijin, participând cu oastea sa, care numără 6.000 de călăreți buni și 2.000 de pedestrași. Trecerea peste Dunăre să se facă prin țara sa, prin Muntenia. Idealul ar fi fost să se constituie chiar o coaliție creștină, condusă de împăratul de la Viena, la care să participe și regele Poloniei și Cazacii. Toate acestea rămaseră simple proiecte, deoarece sultanul renunță la mazilirea lui Racuți. Importantă e însă starea de spirit a lui Matei, amintind de aceea a gloriosului său predecesor, Mihai Viteazul. Temeiul politicii externe a lui Matei Basarab a fost alianța cu Ardeal. El a păstrat relații strânse cu Gheorghe Racuții I, apoi cu fiul acestuia, Gheorghe Racuții al II-lea, încheiind repetate acte și tratate cu ei și, ceea ce e și mai important, respectându-le. La 17 iulie 1633, cu prilejul trecerii unui ambasador ardelean spre Istanbul, se face o primă convenție potrivit căreia cele două părți, păstrând întotdeauna prietenie, urmau să-și dea ajutor reciproc. Matei se obliga să-i verse vecinului său, desigur ca o contravaloare a ajutorului primit pe când era pribeag, suma de 6.000 de galbeni anual. În primăvara anului 1635, la 16 martie, un nou act de alianță din partea principelui Transilvaniei, după care urmă o legătură în forme solemne. Actul muntean s-a dat în ziua de Sfântul Petre, 9 iulie stil nou. Se făgăduia ajutor armatului Racuții, informații, apoi un dar de 2 cai de călărie, dintre care unul turcesc și, ca o compensație pentru dijma din noi pe care o dădeau ciobanii ardeleni ce veneau să-i pască turmele în munții noștri, suma de 5.000 de florini anual. Comandanții militari și armata întreagă, căpitanii, iuzbașii, ceaușii, vătașii și toți cetașii, călărime și pedestrime, întăresc și ei la 3 august înțelegerea făcută. La rândul său, Racuții făgăduiește, la 16 septembrie, ajutor armat împotriva dușmanilor, excepție făcând, bineînțeles, persoana sultanului. Acest tratat a fost renoit în 1636 și 1640. După suirea pe tron a lui Gheorghe Racuții al II-lea, avură loc 2 alte renoiri, în 18 februarie 1650 și la 10 mai 1651. Evident, în cei 22 de ani de domnie ai lui Matei au fost și momente de neîncredere, de bănuială, de nesiguranță față de principele din Ardeal.
Acesta din urmă a neglijat sau n-a voit uneori să dea ajutorul făgăduit. Alte ori s-a ajuns chiar la plângeri și imputări reciproce. Niciodată însă legăturile n-au fost rupte, necum să se recurgă la război. Se poate spune, deci, pe drept cuvânt, că alianța cu Ardealul a fost o constantă a politicii lui Matei Basarab. Fiind asigurat din această parte, el a putut face față cu toate mijloacele primejdiei repetate care i-a venit din altă parte, și anume de la mândrul și ambițiosul domn al Moldovei, Vasile Lupu. Acesta, deși încheiase în 1634 o înțelegere de prietenie cu Matei, schimbând solii, început totuși, după scurt timp, să sape pe vecinul său, vrând a-l îndepărta din scaun. Scopul era să așeze în loc pe fiul său, pe Ioan, deși acest fecior al lui Vasile Lupu, cu o sănătate foarte șubredă, nu era pentru domnie. Prima încercare se făcu în toamna anului 1637. Vasile Lupu, după ce ajută turcilor la Cetatea Albă să facă ordine în treburile tătarilor din Bugeac, care, cât timp trăise Cantemir Bey, ajunseseră o adevărată pacoste pentru toți vecinii, se îndreaptă cu astea spre țara românească și ajunse până la Gheorghița. Matei își așezase tabăra la gura Teleajenului și trimisese după ajutor la Racoți. Când un general al acestuia, Ioan Kemeny, coborâ cu 10.000 de oameni pe la Bratocea, ajungând la 11 noiembrie la Vălenii de Munte și la 13 la Șoplea, Vasile Lupu socoti că e mai prudent să se retragă. Urmărindu-l de aproape, Matei merse cu ai săi până la Putna. Ardelenii trecură chiar prădând prin partea de miază zi a Moldovei, întorcându-se pe la Trotuș. A doua încercare a avut loc în 1639. De data aceasta, Vasile Lupu voia să ia pentru el domnia țării românești, lăsând în Moldova pe fiul său Ioan. Având prieteni la poartă, în special pe vizirul Mahomed Tabani Buyuk, și oferind sume mari, 300.000 de taleri, plus sporirea tributului a ambelor țări cu 100.000 de taleri, el obținut la 2 noiembrie 1639 un firman de mazilire a lui Matei. Strângându-și oastea și cu ceva ajutor de la tătari, porni deci împotriva vecinului său. La 22 noiembrie era la Focșani. Într-un document dat de aici, Lupu își zice domn al Moldovei și al țării românești. Sultanul trimisese cuvânt boierilor munteni să nu se opună. Altfel, spune el, nu o să rămâneți nepedepsiți. Vă șterg de pe fața pământului vostru și pun turci să locuiască în el, iar în biserică să se strice hogea. Matei nu se înspăimântă însă. Cu oastea sa bine tocmită, ieși el înaintea năvălitorului, care înaintase până la apa Ialomiței, în dreptul satului Nănășori. Între acest sat și cel vecin, numit Ojogeni, pe Prahova a avut loc lupta. O parte din armata lui Lupu se rășchirase, adică se împrăștiase după jafuri la Podgorie, presup munte încotro era bejenită toată țara muntenească, de pren acele olate, adică ținuturi. Matei profită de această împrejurare, trecu repede armata spre Prahova, fiecare călăreț luând cu sine un pedestraș, și atacă puternic. Oastea lui Vasile Lupu, surprinsă, nu putu rezista. De altfel, o parte a ei nici nu se întorsese de la Podgorie din prad. Retragerea se transformă, după însuși mărturia lui Miron Costin, în fugă precipitată, lăsând și corturile și puștile cu toată pedestrimea pe mână lui Matei Vodă. Și, de grija gonașilor, Vasile Vodă au lăsat calea pe care venise și drept la Brăila au năzuit. Aici el fu pe punctul de a fi prins de agii turci locali care aflaseră de înfrângere. Prevenit, în ultimul moment, pe când ședea seara la masă, a sărit peste gard într-o grădină și de acolo călare a fugit la Galați, lăsând
toate îmbrăila câte nu rămăsese în ojogeni. O consecință a războiului a fost uciderea vizirului Mahomed Tabani Buyuk, protectorul lui Vasile Lupu. Căci Matei, plângându-se la poartă de cele întâmplate, dușmanii vizirului făcură ca acesta să fie executat prin strangulare la Ediculé, 15 decembrie 1639. Se găsiră în urma lui 1.200.000 de scuzi, o sumă enormă pentru acea vreme, rezultat al câtorva luni de slujbă. La 22 decembrie, un agă aducea lui Matei la București caftan nou și o scrisoare din partea porții în care îi se spunea că Lupu l-a atacat fără știrea și voia puternicului împărat. După această a doua încercare neizbutită, urmă o lungă perioadă de liniște, până în 1653, în relațiile dintre cei doi domni. Ioan, fiul lui Vasile Lupu, pe care acesta voise să-l vadă stăpânind într-una din țări, muri la începutul lui noiembrie 1640 la Stambul de rahitism. Matei se simți mai puțin amenințat. Peste câțiva ani, în 1645, ca un semn de pace și de înțelegere, cei doi domni făcură chiar și un lăcaș bisericesc, fiecare în țara celuilalt. Vasile Lupu refăcu biserica Stelea din Târgoviște, unde era îngropat tatăl său, Aga Nicolae, iar Matei Basarab zidi mănăstirea Soveja la Putna, unde găsi săteni veniți din Rucări și Dragoslavele. Pisania spune că lăcașul s-a ridicat cu bunăvoința prea iubitului fratelui nostru, domnului moldovenesc, Io Vasilie Voievod. Spre sfârșitul anului 1652, relațiile începură iar să se înăsprească. După unele izvoare, Lupu ar fi pornit să uneltească din nou împotriva vecinului său. După altele, Gheorghe Racoții al II-lea, hotărând pentru mai multe pricini să înlocuiască pe ambițiosul și mândrul domn al Moldovei, ar fi câștigat la acest plan și pe Matei. Nu e deloc exclus ca Vasile Lupu, având genere pe Timuș Hemlitski, dispunând deci de ajutor cazacilor, să fi reluat vechile gânduri de mărire. Cert este că în primăvara anului 1653 se ajunge la un nou conflict. Racoții și Matei sprijină cu armele pe Gheorghe Ștefan, marele logofăt al lui Lupu, pentru ca să îl răstoarne pe acesta din urmă din scaun. Detașamentul ardelean sub comanda lui Ioan Chemeni intră în Moldova, trecând munții pe poteci prin părțile Trotușului. Cel muntean, având în frunte pe spătarul Dicul Buicescu, pe la Milcov. Vasile Lupu a fost surprins nepregătit. De aceea, când oștile, aducând pe Gheorghe Ștefan, ajunseră la Roman, el se retrase spre Hotin și apoi peste Nistru, trimițând după ajutor la ginerele său, Timuș Hmelnitski. Ardelenii și muntenii intrară în Iași, în Duminica Florilor. Îndată însă după aceasta, sosi și Timuș. Trecând Prutul la 30 aprilie, el bătu oastea lui Gheorghe Ștefan la Popricani și ocupă scaunul. Vasile Lupu se reîntoarse și își relă domnia. Dacă s-ar fi mulțumit cu atât, desigur lucrurile ar fi luat o altă dezvoltare. Dar el vru să se răzbune asupra lui Matei. Porni deci cu toată oastea împotriva acestuia. Focșanii munteni fură arși. Dicul Buicescu și Gheorghe Ștefan, care stăteau la hotar la Milcov, trebuiră, după câteva ciocniri, să se retragă. Matei, aflând de apropierea dușmanului, ieși din Târgoviște și își așeză tabăra într-un loc bun, între Ialomița și un pârâu foarte tinos, greu de trecut, aproape de satul Finta. La Teleajăn a avut loc o ciocnire între cazaci și seimenii trimiși înainte în ajutor lui Dicul. Aceștia din urmă
se apărară bine și se putură retrage în ordine. Lupta principală s-a dat pe locul ales de Matei în ziua de 17-27 mai 1653. În primă fază, Timuș se ținu în rezervă, din gelozie, spunând că să se bată și să învingă vitejii moldoveni și fără ei. Atacul cavaleriei moldovene sili pe o parte din roșii munteni să se retragă. Dacă ar fi fost atunci de față și cazacii, izbânda ar fi rămas de partea lui Lupu. Aceștia însă, nevoind să intre deodată în luptă, Matei putu restabili situația. Bătrânul domn dădu el singur pildă de vitejie, stând în fruntea trupelor și îndemnându-le. Un glonț îl lovi aproape de încheietura genunchiului. Fără să-i pese de rană și izgonind cu sudalmă, cum spune Miron Costin, pe ostașul care voise să-l sprijine, Matei continuă lupta, ca un deplin oștean. Boierii, după pilda domnului, se luptară și ei cu vrednicie, intrând cu săbile goale în dușmani, tăindu-i și răspândindu-i. Lupta dură încă înverșunată când se porni o furtună și o ploaie repede, drept în fața oștii lui Vasile Vodă, cât se părea că este anume urgia lui Dumnezeu sosită asupra acei oști. În cele din urmă, moldovenii cedară. Lupu, împreună cu Timuș, se retraseră în fugă. Cazacii, rămași fără hatman, putură totuși să-și lege tabăra și să se retragă fără prea mari pierderi. Pe câmpul de luptă zăceau 4.000, după un alt izvor 3.000, dintre ostașii lui Lupu. 16 tunuri căzură în mâna lui Matei. O parte dintre prinși fură tăiați de-a lungul drumului de la Fântâna Țiganului până la Târgoviște. Îndată după aceasta, Gheorghe Ștefan, cu ajutor muntean și ardelean, reintră în Moldova și izbuti, în urma luptei de la Sârca, să ocupe definitiv tronul. Ultimul an de domnie al lui Matei Basarab a fost tulburat de neorânduielile dorobanților, seimenilor și celorlalți slujitori. Bătrânul voievod avusese întotdeauna față de ei o deosebită atenție. Le plătise lefi, adică solde, din destul, îi îmbrăcase bine, ni s-a păstrat o întreagă corespondență privind postavul comandat la Brașov, le dăduse putință să-și întemeieze gospodării și să strângă stare. Drept mulțumită și sătui, se vede de bine, ei se ridicară după biruința de la Finta împotriva domnului. Că strigă, povestește cronica, pen curtea domnească să le dea câte 3 lefi, că ei au bătut războiul cu Vasilie Vodă și zicea lui Matei Vodă să se ducă să se călugărească, că nu le mai trebuie să le fie el domn, bătrân fiind și bolnav. Și atâta să îndârjise în nebunie cât i-au luat tunurile și erbăriile și le-au scos afară de întârg. Doi dintre marii boieri, Ghinea Vistierul și Radu Verzarul Armașul, pe care dorobanții și seimenii îi bănuiau că sfătuiesc pe domn să nu le dea lefi, fură luați chiar de la curte sub ochii lui Matei și uciși afară la câmp, în fața tuturor oștilor. Un alt boier, Socol, Clucerul, Cornățeanul, bolnav fiind, a fost și el ucis, iar casele, împreună cu ale celorlalți doi, prădate. Îndrăzniră chiar într-o zi, când Matei ieșise în plimbare spre Argeș, 20 martie 1654, să oprească pe domn de a mai intra îndărât în Târgoviște și îl ținură în afara zidurilor 3 zile, nedând voie să-i aducă nici pâine și spunând să iasă din țară sau să se călugărească. Matei trebuie să le făgăduiască bani din destul și numai așa putură intra în cetatea de scaun. Avea de gând în primăvară să lovească aceste corpuri de dorobanți și de seimeni și să le pedepsească aspru pentru faptele lor ticăloase, tăind toate căpetenile. Bătrânul domn nu mai ajunse să-și puie planul în aplicare. Sănătatea sa scăzuse mult în ultimul timp. Îl
Îndurerase mai întâi moartea soției sale Elena, întâmplată în august 1653, după o conviețuire de 40 de ani. Avusese apoi de suferit luni de zile de pe urma rănii căpătate la finta și care, infectată, s-a vindecat foarte greu. Răscoala dorobanților și seimenilor pusese vârf supărărilor. Pentru sufletul viteazului Oștean era o lovitură din cele mai dureroase. În primăvara anului 1654, Matei se îmbolnăvi. După câteva zile, la 9 aprilie dimineața, într-o duminică pe când se odihnea într-un jilț în logia palatului din Târgoviște, închise ochii. Îmbrăcat în veșmânt domnesc de brocart de aur, împodobit cu blană de samur de mare preț, cu brandenburguri și nasturi de argint aurit și acoperit de un giulgiu de mătase albă cu o cruce în foi de aur, trupul său fu înmormântat în biserica domnească din Târgoviște, lângă fiul și soția sa. Sub Constantin Șerban, lăcașul a fost jefuit de seimeni și osemintele bătrânului voievod aruncate afară. Mai târziu, ele au fost duse la Arnota, ctitoria sa din județul Vâlcea, unde și astăzi odihnesc sub o lespede de marmură. Inscripția, în limba slavă, are următorul cuprins. Aici zace Matei Basarab, cu mila lui Dumnezeu, odinioară stăpân și domn al țării românești, bărbat înțelept, îndurător și milostiv, întemeitor și înnoitor a multe biserici și mănăstiri, niciodată biruit, ci biruitor și a multe războaie învingător, prea slăvit, dușmanilor înfricoșat, prieten de folos, îmbogățitor al țării sale, cel ce cu multă bogăție și întru toate îndestulat, în lină pace a domnit 23 de ani, a adormit întru domnul la cinstea bătrâneții în anul 1654. Matei Basarab a fost căsătorit cu Elena. Obișnuit îi se spunea Elina, fica lui Radu Postelnicul, năsturel din Fierăști. Era o femeie cultă, ni s-au păstrat scrisori de la ea, între altele una în românește și latinește adresată din rucări sibienilor prin care cere a doua zi după lupta de la Finta un bun chirurg pentru boierii răniți. Prețuia cartea. Fratele ei, Udriște Năsturel, este personalitatea culturală cea mai de seamă din Muntenia în prima jumătate a veacului al XVII-lea. Era adânc credincioasă, a zidit mai multe biserici și a făcut milostenii pretutindeni. Doamna Elina a fost una din femeile cele mai de seamă ale neamului nostru. Matei n-a avut copii, de aceea a adoptat un nepot de soră al soției sale, numit tot Matei. Acesta a murit de tânăr însă, puțin înainte de 10 august 1652 și a fost înmormântat în biserica domnească din Târgoviște. Alături e mormântul doamnei Elina. Nici unul dintre domnii țării românești nu a ridicat atâtea lăcașuri bisericești ca Matei Basarab. Numărul lor nu a fost stabilit până acum cu precizie, deoarece nu s-a făcut încă o cercetare specială asupra lăcașurilor acestui voievod. Un contemporan, clericul sirian Paul de Alep, care a fost prin Muntenia în două rânduri în timpul domniei lui, dă cifra de 150 de mănăstiri și biserici zidite magnific din piatră. Este evident o exagerare. Cronica țării, scrisă mai târziu, dă numai 20 de biserici și mănăstiri, ceea ce e mult sub realitate. Lăcașurile ridicate de Matei Basarab se pot împărți în două categorii. Unele, care se datorează exclusiv lui, altele mai vechi, pe care el le-a refăcut numai sau cărora le-a adus diverse îmbunătățiri. La cele mai multe ni s-au păstrat pisaniile. În 1632, așadar chiar în anul luptei cu Radu Iliaș pentru ocuparea scaunului domnesc, Matei puse să se zugrăvească biserica din Brâncoveni, ridicată de înaintașii săi. În anul următor, 1633, face el mănăstirea de la Sadova, Dolj,
în locul vechiului lăcaș de lemn în care se adăpostise în urma unor ciocniri cu turci. Pisania amintește și de o biruință pe care Matei a repurtat-o asupra acestora la schela ciobanului, bechetul de azi. Faptul n-a putut avea loc, credem noi, decât cu prilejul venirii lui din Ardeal prin Banat în 1632. La 26 august 1633, stil vechi, noua ctitorie era gata. În primul an de domnie se zidește mănăstirea de la slobozia lui Enache, postelnicul, actuala slobozia din Ialomița. În actul din 14 septembrie 1634, prin care domnul închină mănăstirea Dochiariu de la Sfântul Munte, noua sa ctitorie, se spune despre aceasta: pe care am făcut-o acum domnia mea din temelie. Urmează apoi refacerea bisericii de la mănăstirea Negru Vodă din Câmpul Lung. Lucrurile încep la 1 iulie, 22 iunie, stil vechi, 1635 și se isprăvesc la 30 august, 20, stil vechi, 1636. Mănăstirea Căldurușani este întemeiată de Matei. Pisania ne arată că s-a început a zidi în luna lui iulie în 14 și s-a săvârșit în luna octombrie 20, leatul în 1638. Tot nouă, întemeiată acum, iar nu refăcută, este biserica domnească din Gherghița, înălțată în 1641, în amintirea biruinței de la Nănășori. Cu privire la dată, observăm că în Pisanie s-au păstrat numai luna, mai 26, și primele trei cifre ale anului. 714, cea de-a patra, 9, fiind adăugată potrivit tradiției comunicate de preotul paroh. Nu știm anul fundării Arnotei, locul de veșnică odihnă al voievodului. Ea exista însă în 1636, deoarece e amintită într-un act purtând această dată. În 1639 este cuprinsă printre mănăstirile care, potrivit Hrisovului solemn din acest an, nu pot fi închinate sub nicio formă la muntele Athos sau la celelalte locuri sfinte. În 1641, noiembrie 15, Matei Basarab și soția sa Elina dăruiesc Arnotei niște sfinte moaște cumpărate de ei, ferecate în aur și argint și împodobite cu pietre scumpe. Potrivit unui raționament similar, deducem că mănăstirile dintr-un lemn sau de un lemn, Vâlcea și Măxineni, râmnicul Sărat, au fost ridicate înainte de 27 noiembrie 1640, deoarece ele figurează în Hrisovul cu această dată. Hrisov, care e o repetare a celui din 1639, dar cuprinzând un număr mai mare de mănăstiri. Pentru mănăstirea dintr-un lemn, tradiția consemnată la începutul veacului al XVIII-lea dă data 7143, deci 1634-1635. Cât despre Măxineni, iată, potrivit Pisanii, împrejurările în care a fost ridicat lăcașul. Această sfântă și dumnezească biserică, ci iaste hramul nașterii lui Svetă Ioanul Crăstitel, Sfântul Ioan Botezătorul, făcut-o am eu robul lui Dumnezeu, eu Mateiu Basaraba Voievod, i Gospoida și doamna Iliana, mergând domnia mea la oaste, am tăbărât-o pre malul Siretului, ci am văzut domnia mea acest loc bun și tare și era o biserică mică de nuiale și lipită cu lut. Dici cu vrere lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfântului Hram am făcut această biserică de piatră să fie domnii mele pomenă. Și au fost isprăvic și mult ostenitor și îndemânător jupan Radu Vel Capitan. Azi, mănăstirea Măxineni nu mai există. Biserica ei a fost distrusă în timpul războiului pentru întregirea neamului cu prilejul luptelor din această regiune.
În 1645 se zidesc două noi mănăstiri, aceea de la Strehaia, cu aspect impunător de cetate, și cea de la Soveja, din Ținutul Putnei. Peste un an, în 1646, alte două lăcașuri noi, o biserică de la Mănăstirea Plătărești, având hramul Marelui Mucenic Mercurie, și mănăstirea, azi, Schitul Lăculețe, în Dâmbovița. Urmează, în ordine cronologică, biserica din Drăgănești, Teleorman, mică, dar elegantă, bine proporționată, ea este înălțată în 1647, într-o lună numai. De la 30 iunie la 1 august, stil vechi, ispravnic fiind capitan Bodea. Din același an e și refacerea bisericii de la Mănăstirea Plumbuita. Pisania ulterioară din 1806 în grecește arată ca fondator pe Radu Paisie. Prima restaurare a avut loc sub Alexandru, tatălui Mihnea, cea de-a doua sub Matei, în anul de la facerea lumei 7155-1647, la 10 ale lui April, stil vechi. Tot refăcută e și Biserica Episcopală din orașul Buzău. Pisania, de asemenea ulterioară, 30 decembrie 1834, spune că lăcașul s-a zidit din temelie de răposatul întru fericire Mafteiu Basarab Voievod la Leat 1649, după ce mai întâi au dărâmat din temelie precea veche, făcută de strămoșii săi, arsă și stricată de năvălirile varvaricești. În județul Buzău a refăcut din piatră biserica mănăstirii Pinul și biserica Schitului Cârnul, vechile lăcașuri datând din veacul al XVI-lea. În 1650, voievodul înalță o biserică nouă la mănăstirea Brebu, în județul Prahova. Lucrările s-au început la 7 iulie, 27 iunie, stil vechi. Hramul Sfinții Arhanghel Mihail, Gavril, Ozril și Rafael. Tot nouă e și frumoasa biserică domnească din Craiova, cu hramul Sfântul Dumitru. Pisania arată că lăcașul s-a ridicat din temelie de iznoavă, isprăvindu-se în octombrie 1651. Titori sunt Matei și soția sa Elina. Târgoviștea, scaunul de domnie preferat, e și ea împodobită, acum spre sfârșit cu două biserici noi de piatră, ambele cu hramul Sfântul Nicolae. Una din ele a fost isprăvită la 15-25 septembrie 7159, deci 1650. Cealaltă, ridicată în locul uneia mai vechi, din vremea lui Radu de la Fomați, 12-22 septembrie 1653. Și la aceasta de-a doua, numele Doamnei apare alături de al soțului ei. La București, Matei a înălțat de asemenea două biserici, a Sărdinarului, azi dispărută, a fost dărâmată în 1896, și a Sfinților Apostol Petru și Pavel. Pisania, cele de-a doua, nu dă decât data refacerii de sub Ștefan Cantacuzino, 1715. Adăugăm în sfârșit că, potrivit cronicii, Evlaviosul Voievod a mai zidit câte o biserică și la Caracal, Pitești, Călugăreni și Ploiești. Pisanile lor nu ni s-au păstrat însă. Biserica din Ploiești cu hramul Sfinții Apostoli a fost prefăcută în veacul al XVIII-lea. Despre ea ne vorbește un act din 2 martie 1808, arătând că a fost înălțată de răposatul Matei Vodă Basarab și înzestrată și miluită atât de numitul ctitor, cât și de alți fericiți domni. Despre biserica de lângă Pitești, de la Trivale, cu hramul Sfânta Troiță, o catagrafie din 1825 afirmă că este făcută din temelie de Mateiu Basarab Vod. În afara hotarelor, Matei a ridicat biserici, una în Ardeal și două în Bulgaria.
Biserica din Ardeal se află în satul Porcești, județul Sibiu, și a fost zidită în 1653, din aprilie până în septembrie. Cele două din Bulgaria se găsesc pe malul Dunării. Una e la Vidin, cu hramul Sfânta Vineri. Pisania n-a fost citită în întregime de învățatul bulgar care o menționează. Nu e admisibilă în niciun caz însă data pe care o reproduce. Ea poate să fi fost deci 7150, 1641, 1642 sau ceva asemănător. O cercetare la fața locului ne-ar lămuri. Cea de-a doua biserică, având hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, se află la Svistov. Chipul lui Matei și cel al doamnei Elina se văd încă la loc de cinste pe peretele ctitorilor. Doamna Elina e ctitora bisericii din Fierăști, Ilfov, pe care a ridicat-o din temelie, cu osteneala și în parte a fratelui ei Udriște sau Iorest Năsturel, în anul de la facerea lumii 7152-1644. Tot ei îi se datorează biserica Negoești, Ilfov, zidită în 1648. La mănăstirea Slătioarele, doamna e înfățișată pe tabloul ctitoricesc împreună cu Ecaterina, soția lui Alexandru al II-lea, 1568-1577, prima ctitore. A dat mănăstirii o moșie în 1644 și a făcut probabil reparații și pictura bisericii. Numele doamnei Elina apare de altfel împreună cu acela al lui Matei pe multe din pisanile mănăstirilor și bisericilor ridicate de acesta. Îl întâlnim astfel la Strehaia, la Măxineni, la Lăculețe, la Plătărești. După pilda Domnului, înalță și boierii o sumă de lăcașuri dumnezești. Cumnatul său, Udriște Năsturel, e ctitorul bisericii Târgului din Târgoviște, pe care o ridică din temelie, isprăvind-o în 1654. Tot la Târgoviște face Buzinca Velzluger o biserică în 1639, punându-i hramul Sfântului Dumitru. Nepotul lui Matei, dicul Buicescu, rezidește în 1645 mănăstirea Clocociov, ctitoria lui Mihai Viteazul. Constantin Vel Serdar, fiul lui Radu Șerban și soția sa Bălașa, înalță o biserică la Dobreni, Vlașca, în 1646. Constantin Cantacuzino Postelnicul și soția sa Elena, una la Filipeștii de Târg, la Leat 7150, 1641-1642. Dragomir, Marele Vornic, alta, la Plăviceni, Olt, în 1648. În București, Nicolae Velagă, soția sa Ioana și fiul lor Călin Spătarul, ridică biserica Sfânta Vinere a Hereștilor, în 1645. În Dâmbovița găsim biserica lui Socol Vel Clucerul Cornățeanul, a soției sale Marula și a copiilor lor, începută la 1 mai 1643. Ea e gata la 25 august 4 septembrie 1644. La Buzău, biserica Negustori se datorează lui Badea Obredi, după toate probabilitățile un simplu negustor. Pisania 9 din 1850 ne arată că lăcașul s-a ridicat în zilele prințului Matei Basarab. Menționăm, în sfârșit, trei mănăstiri. Cea de la Mărgineni, ctitoria din 1646, a marelui Vornic Drăghici Mărgineanul, din vestitul neam al Filipeștilor, după cum spune Pisania greacă ulterior. Mănăstirea Topolnița, zidită de Jupan Lupul Buliga, Vel Capitan, jupăneasa lui Stanca și fiii lui. Vă leat 7154-1645-1646 și mănăstirea Măstănești, ridicată de Apostolache Comisul și închinată mănăstirii Dohiariu de la muntele Athos.
Nu putem cita toate lăcașurile bisericești care se fac în această vreme. E de ajuns să spunem numai că domnia lui Matei Basarab e o epocă de intensă activitate constructivă. Cea mai intensă, credem, împreună cu aceea a lui Constantin Brâncoveanu din întreaga istorie munteană. Pretutindeni se ridică biserici și mănăstiri. Pretutindeni se refac sau se măresc cele vechi. Bineînțeles, domnul înzestrează cu odoare, veșminte, moșii și robi ctitoriile sale, cu toate prădăciunile, incendiile și mai ales înstrăinările care au avut loc până în zilele noastre, timp de aproape 300 de ani, avem încă o serie întreagă de odoare bisericești de la Matei Basarab. Unele se găsesc la ctitoriile sale, altele au fost aduse la Muzeul de Artă Religioasă din București. În prima categorie intră, de exemplu, un chivot de argint dăruit mănăstirii din Câmpul Lâng în decembrie 1641. O cetățuie dăruită Arnotei și prefăcută mai târziu în 1669-1670. O cruce dăruită mănăstirii Dealului 1648-1649. Tot la Arnota se află și diferite moaște, ferecate în aur și argint și împodobite cu pietre scumpe, dăruite de domn și de soția lui în 1641. Din cea de-a doua categorie menționăm două candele de argint date mănăstirii Bistrița în 1643 și 1650, un disc pentru anafură și un potir, ambele de argint aurit, dăruite mănăstirii Brâncoveni. Inscripția în grecește din 1636 de pe potir pomenește pe lângă donatori Matei Basarab și doamna Elina și pe meșterul făurar Alexandru Crivu din Trica, a doua Tesalie. Menționăm de asemenea o placă de argint aurit provenind de la o sfită și înfățișând adormirea Maicii Domnului. Se află la Mănăstirea Tismana. Un deosebit interes prezintă cupa de argint dăruită de domn și de soția sa în 1642 mănăstirii din Câmpul Lung. Ea are sculptată o scenă de vânătoare. Tradiția atribuia greșit această cupă lui Negru Vodă. Nici Sfântul Munte n-a fost uitat. Matei a făcut danii mănăstirilor de acolo și le-a întărit averile. Xenofonul, Ivironul, Dohiariul, Sfântul Dionisie și Cutul Muzul primesc hrisoave din care putem vedea imensa avere imobiliară pe care unele din aceste lăcașuri o stăpâneau în țară. Astfel, de pildă, la 8 iunie 1641, Matei întărește mănăstirii Cutul Muz, satele Cireșovul, Călugăreni, Mărăcine, Dănești, Laiovul, Comanca, Giurgiul, Prislopul, Hrățești, apoi seliștile Șura, Saca, Cioara, Suhaia și toate seliștile câte sunt împrejurul bălților Călmățuiului până la drumul Zviștovului, de asemenea toate bălțile și gârlele începând de la vadul Zviștovului în sus la Sichira. Și mai mare era averea mănăstirii Iviron, căreia ei fusese închinată mănăstirea Sfânta Treime sau Radu Vodă, care este în jos de orașul București. Prin Hrisovul din 1649 îi se întăresc acestei mari lavre de la muntele Athos, satele Mănești, Lupești, Grecii, Marutinul, Chiselețul, Critinești, Găunoși, jumătate din Hodopeni, azi Otopeni, și jumătate din Glina, cu vecinii și vaduri de moară, toate în județul Ilfov. Apoi, satele Parapani, Răcenii, fundul Sacului și Bănuiești, iarăși cu vecinii și cu tot venitul, în Vlașca. Satele Tichiseni și jumătate din Pisculești, în Ialomița, satele Bora și Unteni, în Buzău. I se întăresc de asemenea Ocine în Obilești, Văcărești, Iabloiani și Cioplea din Ilfov, în Izvorani, Ștefănești și Gorgane din Mușcel, în Ciumernicu și în orașul București. Apoi
Vama pentru care de la Ocnele, Vitioara și Telega, bălțile de la Corlățeni și Nenciulești, vinăriciul domnesc din dealul Vălenilor, două vaduri de moară la Ciutăria, lângă București, și o ocină în Greci, șapte prăvălii și mai multe locuri de prăvălii în București, vecini și țigani în Nenciulești, Ilfov și foarte multe sălașe de țigani. O avere imensă răspândită în atâtea județe și rezultând în primul rând din danile a patru domni aparținând aceleiași familii, Alexandru al II-lea, Mihnea Turcitul, Radu Mihnea și Alexandru Coconul. Venitul acestei imense averi era administrat de călugării de la Athos. O mare parte, dacă nu cea mai mare parte a lui, ieșea afară din țară. Și, ca mănăstirea Radu Vodă, erau atâtea altele, închinate la diferite locuri sfinte din răsărit. Curentul pentru asemenea închinări sporea mereu. Matei însuși, la începutul domniei, închinase ctitoria sa de la slobozia lui Enache, mănăstirii Dohiariu. Dacă nu s-ar fi pus o stabilă, risca să se ajungă în scurtă vreme ca toate sau aproape toate mănăstirile noastre, chiar cele mai vechi, cu imensele lor bogății, să depindă de străini. După cum reacționase în latura politică împotriva domnilor care se înconjurau de sfetnici sau dregători greci, tot așa reacționă Matei și în latura bisericească. El hotărâ anume, împreună cu mitropolitul țării, cu episcopii și cu boierii, prin Hrisovul din 1639, că nu vor putea fi închinate sub nicio formă la muntele Athos sau la celelalte locuri sfinte următoarele mănăstiri: Tismana, Cozia, Argeșul, Bistrița, Govora, Dealul, Glavaciocul, Snagovul, Cotmeana, Valea, Râncăciovul, Mislea, Bolintinul, Câmpul Lungul, Căldărușanii, Brâncovenii, Sadova, Arnota, Gura Motrului, Potocul, Nucetul, Tânganul. Așadar, 22 de mănăstiri, în totul cuprinzând pe cele mai vechi, mai mari, precum și ctitoriile lui Matei. La 27 noiembrie, stil vechi, 1640, se dă un nou hrisov, similar, care adaugă la cele înșirate mai sus și mănăstirile Brădetul, Menedecul, Ezerul, Dintr-un Lemn, Măxinenii, Dragoteștii de la Roșe, Brebul și Plătărești. Patriarhul din Constantinopol întărește printr-un act dat la 9-19 aprilie hotărârea Domnului. În afară de biserici și mănăstiri, Matei Basarab a ridicat și altfel de construcții. Are făcut mai întâi cetatea Târgoviște în 1645, reparându-i zidurile. A zidit apoi case domnești în diferite părți ale țării. Cronica pomenește de acelea de la Caracal. Știm din alte izvoare de curțile de la Brâncoveni. Moșia părintească, desigur, trebuie să fi făcut diverse reparații și îmbunătățiri la așezările domnești din București, Câmpul Lung și Curtea de Argeș. Matei Basarab a dat o deosebită atenție și dezvoltării economice a țării. Din inițiativa lui se înființează o fabrică, sau cum se spune atunci, o moară de hârtie și o fabrică de sticlă. Se reia de asemenea exploatarea minelor de aramă și de fier. În ce privește fabrica de hârtie, ea a fost terminată, se pare, în 1644. Exista, sigur, în 1646. Un document din acest an, aprilie 4, stil vechi, ne îngăduie să deducem că era situată pe Valea Oltului, în regiunea Călimăneștilor, poate chiar în Călimănești. Ca materie primă se întrebuințau cârpe. Locuitorii satelor erau obligați, printre alte dări, și la acestea a cârpei. Hârtia fabricată era de bună calitate, ni s-au păstrat documente scrise pe atare hârtie. Avea ca marcă stema țării românești, Agvila Cruciată. Despre fabrica de sticlă aflăm știri într-o scrisoare din 11-12 aprilie 1644 a marelui vornic Dragomir, adresată județului Brașovului,
având măria sa, Domnul nostru, scrie Dragomir, această sticlărie care este de treabă măriei sale, scris-au măria sa pe pământul ce se află în olatul cetății, sub ascultarea dumitale. Așadar, materie primă, pământul silicios, se aducea din ținutul Brașovului. Nu se precizează unde era așezată sticlăria lui Vodă. În Oltenia, la satul Bratilov, lângă Baia de Aramă, începuse încă din vremea lui Mircea cel Bătrân exploatarea aramei. Mai târziu, într-o epocă pe care nu putem preciza și din motive pe care nu le cunoaștem, această exploatare a încetat. Matei o reia și îi dă o dezvoltare remarcabilă. Sirianul Paul de Alep, de care a mai fost vorba mai sus, vizitează cu prilejul călătoriei sale prin țara românească exploatarea de la Baia de Aramă și face o descriere amănunțită a felului cum se prelucrează minereul. El constată că arama produsă e foarte frumoasă. Se producea și fier, tot în Oltenia, n-avem detalii asupra exploatării. Existența ei o deducem însă dintr-un pasaj al Antologionului din 1643, în care Udriște Năsturel, enumerând marile binefaceri ale lui Matei, citează pe lângă înălțarea de lăcașuri, tipografie, moară de hârtie și producerea de felurite metale, aramă și fier. În ce privește locul de unde se scotea minereul, el a fost în Gorj, la Baia de Fier. Ne spune și harta stolnicului Constantin Cantacuzino. Ne arată și numele însuși. El indică prezența aici a unei băi sau mine, acesta e înțelesul cuvântului în vechea limbă românească, vezi și Baia de Aramă. Aurul se strângea din nisipul râurilor de către țiganii slătari. Doamna Elina primea de la aceștia anual suma de 1000 de ducați. Știrea ne-o dă tot Paul de Alep. E de mirare că Matei nu s-a gândit la înființarea unei fabrici de postav. Nevoile erau mari, atât pentru curte cât și pentru oaste. Întreprinderea ar fi adus folos. Se vede însă că n-a putut să-și procure meșterii necesari. Postavul se aducea de la Brașov, avem o întreagă corespondență în privința aceasta. Într-o scrisoare din 9 mai 1651, domnul amintește lui Mihail, județul orașului, că până pre la Văznesenie, gospodine, înălțarea domnului, să fie postavul gata, că iaste și vremea să-l dăm dărăbanților. Schimbul de mărfuri cu Ardealul era viu, în special cu Brașovul și Sibiul. De asemenea, cu turcii, care luau de la noi o sumă din produsele necesare a aprovizionării Stambulului. Răstimpul de liniște între 1639 și 1653 a ajutat mult dezvoltarea comerțului și, în genere, înflorirea țării sub toate raporturile. Unul din meritele cele mai mari ale lui Matei Basarab era impulsul și sprijinul necontenit date de el vieții culturale. Meritul e cu atât mai însemnat cu cât domnul nu aducea o pregătire deosebită. Cine știe ce carte nu învățase, limbi străine nu cunoștea. A avut însă un bun simț deosebit și a fost însuflețit tot timpul de dorința de a crea. Încă de la începutul domniei, constatăm existența unei tipografii domnești la Câmpul Lung. Aici apare la 30 iulie 1635, cu caractere rusești, tipograf fiind Timoteiu Alexandrovici, un molitvelnic slavonesc. Alte tipărituri ies de sub teascuri în acest loc, în 1642, 1643 și 1650. Începând din 1637, există și o a doua tipografie, la mănăstirea Govora. Ea lucrează aici câțiva ani, mutându-se apoi între 28 septembrie 1642 și sfârșitul lui 1643.
la dealul unde prima tipăritură poartă data 2 septembrie 1644. Anul începea cu luna septembrie. De la dealul, ea se mută din nou la Târgoviște. În acest ultim loc, începe la 27 martie 1648 și se termină la 7 iunie 1649 tipărirea din porunca și cheltuiala doamnei Elena, a unui penticostar slavonesc. E prima carte care iese sub domnia lui Matei, în cetatea de Scaun Târgoviște. De sub teascurile celor două tipografii au apărut între 1635 și 1652 o serie de 18 cărți. Ele sunt toate de caracter bisericesc, chiar și Pravilele de la Govora, 1640, și Târgoviște, 1652, de caracter juridic, se referă mai mult la treburile bisericești decât la cele laice. Un mare ajutor a avut Matei Basarab în ce privește activitatea culturală în soția sa, doamna Elena, și mai ales în cumnatul său, învățatul boier Udriște Năsturel. Acesta a avut un rol din cele mai însemnate. A pregătit manuscrise, a revăzut sau a făcut el însuși traduceri. A alcătuit prefețe, a fost într-un cuvânt sfătuitorul și diriguitorul în acest domeniu al domnului său. Remarcabilele însușiri ale lui Matei Basarab au făcut ca el să fie unanim prețuit. Moldovenii, deși adversari, îl înfățișează prin pana lui Miron Costin în culorile cele mai favorabile. Racoții îl stimează și păstrează până la moarte legături de prietenie. Bulgarii văd în el pe eliberatorul de sub jugul turcilor. O delegație a lor vine în țară în februarie 1648. Îl roagă să ia comanda luptei împotriva necredincioșilor și făgăduiesc că, după biruință, va fi proclamat țar la Târnovo. Regele polon, Vladislav al IV-lea, trimițându-i o scrisoare în aceeași chestiune a luptei de eliberare, îl numește Generalisimul Orientului. Rezidentul imperial german de la Stambul, Rudolf Schmidt, în raportul său din 20 august 1643 asupra celor doi voievozi români, spune despre Matei că stima pe care o au pentru el turcii îl ține în domnie mai mult decât darurile. În concluzie, rezumă Schmidt impresia sa: îl socotesc pe actualul voievod al țării românești ca pe un principe, așa de viteaz încât prin el, dacă un mare potentat l-ar ajuta cum trebuie, se vor face multe lucruri bune împotriva turcilor, căci aceștia se tem de Matei și îl consideră, nu se putea elogiu mai frumos, aproape ca pe un al doilea Mihai Vodă. Faima bătrânului domn de țară ajunge până în apus. Un istoric francez, scriind în 1689, îl înfățișează ca un prinț zelos pentru religia creștină și foarte iubit de supușii săi. Viteaz ostaș, ctitor desăvârșit, gospodar vrednic și diplomat încercat. Iată cum se conturează figura lui Matei Basarab, care a dat numele său unei întregi epoci a istoriei noastre, devenind totodată tip reprezentativ al domnului de țară.